regăsire tuturor, doamnelor și domnilor. De la această oră urmărim în direct pe TVR Cluj meciul dintre Dinamo și Știința Baia Mare, meci contând pentru etapa noua Super Ligii de rugby. Sunt Alex Roman, alături de mine este Marius Racek, iar ca de obicei vă invităm să ne bucurăm de rugby. Bună regăsire, dragi iubitori ai rugby-ului, vă spun și eu de aici, de pe stadionul Florea Dumitrache din Complexul Sportiv Dinamo. Așadar, cum spunea și Alex, suntem înaintea ultimei partide din etapa noua, contând pentru Superliga, dintre Dinamo București și Știința Baia Mare. Să vă prezentăm cele două echipe. Haideți să începem cu gazdele Dinamo, cu Tamba Petru, Meram Matkava, Alex Gorda și Johannes Van Herden, Andrei Toader, Clifford Jacobs, Samuel Svanopel, Etienne Terblanche, Tyrone Frederick, Wilfred Bowers, Marian Ispir, Dylan Schwartz, Leighton Van, Damian Bonaparte și Dean Ackerman. De partea cealaltă, Știința Baia Mare va începe cu Constantin Pristăviță, Ovidiu Coșocaru și Revazi Duglaze în linia întâi, Mate Darzulidze și Marius Dănilă, capitanul echipei linia a doua, Alexandru Alexe, Florian Roșu și Alexandru Calma Chelițe în linia a treia, Vlad Bocăneț, mijlocaș la grămadă, Hilarius Chisting, mijlocaș la deschidere, Alexandru Bucur și Jason Tomane sunt centri, Adrian Apostol și Sicuea Taliauli aripi, fundaș David Feruliai. Da, o etapă nouă extrem de interesantă, s-au disputat până acum două partide, Tomitani-Constanța cu Universitatea Cluj, a fost 21-28, tot ieri CSA Steaua, CSM Timișoara, SCM Timișoara 29-10, o partidă pe care ați putut-o urmări de asemenea în direct la televiziunea română, iar astăzi ne așteaptă un meci extrem de interesant și echilibrat. Să nu uităm, cele două echipe și-au dat întâlnire și etapa trecută, săptămâna trecută, în Cupa României. Acolo Zimbri din Baia Mare au reușit să se impună, însă după un joc extrem de spectaculos. Da, a fost o partidă echilibrată. Dinamo chiar a surprins în bune momente. Să vedem ce va fi astăzi. Cu siguranță băimărenii sunt pregătiți pentru acest joc. La modul în care arată acum clasamentul, o victorie ar consolida băimărenilor poziția secundă în clasament. Ei sunt la 6 puncte de Steaua, liderul din acest moment. Chiar și cu o victorie cu punct bonus ofensiv nu ar putea depăși pe roșii-albaștri în clasament. În schimb, Dinamo, poziția a patra cu 25 de puncte, la doar 3 puncte în spatele Timișoarei, cu o eventuală victoria putea urca pe treapta a treia. O vreme frumoasă în București, ne pregătim de startul acestei confruntări. Cele două echipe se pregătesc să iasă din clipă în clipă, să pătrundă pe teren. O partidă care va fi arbitrată la centru de către Vlad Iordachescu, ajutat de către Radu Petrescu și Mădălin Gârbău. Arbitrul numărul 4 este Ionel Dumitrescu, arbitrul video Cristian Răduț. Așa cum v-am obișnuit la transmisiunile televiziunii române, avem arbitraj video la fiecare partidă, iar observatorul acestei partide este Valeriu Toma. Iată și cele două echipe vor pătrunde pe teren. Dinamo sunt cei care pășesc primii. Se pregătesc așadar de startul acestui meci mult așteptat de către cele două formații. În imagine și Marian Ispir, unul dintre jucătorii de bază ai clubului bucureștean. Se fac ultimele pregătiri înainte de startul confruntării. Dinamo, până acum, Marius, în acest campionat a fost surpriza plăcută, pentru că a reușit evoluții foarte bune. Să nu uităm, a învins aici pe teren propriu puternica formația Timișoarei și a făcut-o după mulți ani de pauză. Exact, după 9 ani, iată evoluțiile bune ale dinamoviștilor. Au fost încununate cu acea victorie împotriva Timișoarei. Să vedem însă astăzi, împotriva campioanei în titlu și deținătoarei Cupei României. L-am avut în imagine și pe Vlad Iordachescu, experimentatul arbitru al României. Unul dintre cei mai mari sportivi bază de România, care s-a stins în partea trecută.
Da, și din păcate în viață avem parte și de vești triste. Am avut un moment de reculegere în memoria legendarului Ivan Pațachin, unul dintre cei mai mari sportivi dați de România, care s-a stins din viață, născut pe 26 noiembrie 1949 la Mila 23. Ivan Pațachin are în palmares 7 medalii olimpice, 4 de aur, 3 de argint, 22 de medalii mondiale, dintre care 8 de aur, un titlu de campion european, 40 de titluri de campion național. A fost declarat de Forul Internațional de Caiac Canoe sportivul secolului 20. Dumnezeu să-l odihnească. Da, și ultimele pregătiri înaintea startului acestei partide. Din moment în moment așteptăm primul fluier al centralului Vlad Iordăchescu. Observ câteva modificări în 15-le de start al dinamoviștilor față de partida care a avut loc pe arena Zimbrilor. Așa, la o primă vedere, în mijlocaș la grămadă este Federic Teron, mijlocaș la deschidere Wilfried Bowers. Ei nu au jucat în acea partidă. Interesant, opțiunea lui Cosmin Rațiu, din punctul meu de vedere, astăzi îl odihnește sau, nu știu, este accidentat Jondre Williams. Până în acest moment el este cel mai important marcator de puncte de partea dinamoviștilor, are 64 în cont. Între timp vedem un rac cu posesie de partea dinamovistă. Încercare acolo a lui Terblanș, am impresia, de a sparge defensiva băimăreană. Frederic acolo a pasat pentru Bowers, care a trimis un balon care părăsește terenul. Da, o greșeală, o primă greșeală a lui Bowers. Balonul a părăsit direct suprafața de joc și astfel repunerea va fi de pe locul șutului. Da, iată, astăzi a fost preferat Wilfried Bowers pe postul de uvertură în detrimentul lui Darren Barron. Da, pe care îl regăsim pe banca de rezerve, exact. Cu siguranță va apărea. Da, și Bowers nu este un jucător care să nu fie obișnuit cu Superliga. Ne aducem aminte, l-a jucat și pentru Gloria Buzău. Da, și o primă margine acolo avută de maramureșeni, care și-au câștigat foarte bine posesia și printr-un mol de margine avansează. Încearcă, poate să pună presiune serioasă pe 22-ul dinamovist. Nou punct de fixare acolo. Vlăduț Bocăneț este mijlocașul la grămadă. Și da, acolo și foarte atent Schwartz. Interceptează acel balon. Șutul lui Bowers de această dată ceva mai bun. Da, într-o zonă în care poate să pună presiune. Iată. Reușesc băimărenii să scoată balonul și să readucă jocul în jumătatea de teren a dinamoviștilor. Iată o margine în 22-ul dinamovist. Foarte puternică Dinamo, pe Baia Mare, de fapt, sunt recunoscuți pentru molul de margine, este arma secretă. Da, va conta aici acum foarte mult și coordonarea între talonier și prinzător, să vedem dacă vor reuși să își recupereze propria repunere și să formeze acel mol de margine de care spuneai și tu. Da, practic e prima condiție, ca balonul să fie prins. Iată, balon prins. Da, a fost înainte. Și jocul va continua cu o grămadă ordonată. Prima grămadă, Marius, aceste confruntări. Grămadă. Să nu uităm, ieri în partida dintre Steaua și Timișoara am avut destul de târziu prima grămadă confruntării. Da, undeva prin minutul 10, dacă nu mă înșel. Da, va fi importantă această primă confruntare a celor două linii întâi. De fapt, în ambele echipe sunt jucători experimentați. Dacă ne uităm pe 15-le start, Dinamo are pe Tamba, pe Matcava, pe Gordaș, Știința Baia Mare pe Pristăviță, pe Cojocaru, pe Dugladze. Da, jucători care nu au nevoie de prezentare. Și iată că
Grămada s-a prăbușit, va fi resetată. O campanie foarte bună de transferuri reușită și de Dinamo în ultima perioadă, pe lângă jucătorii veniți din emisfera de sud. Iată-l, le regăsim din nou în campionatul intern pe Alex Gordaș, revenit după o aventură în Franța. Da, și dacă ne uităm pe echipa băimăreană, iată Florian Roșu, un obișnuit jucător de linia a doua astăzi. El evoluează ca și flanker. Florian Roșu a debutat pentru Stejari în partida cu Argentina, disputată pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triumf. Acum Schwarz în posesia balonului. Extrem de activ acest Schwarz, văzusem și în alte partide. Acum Ackermann trimite acest balon de urmărire, după care aleargă Bonaparte, dar a recuperat foarte bine acolo Felioai și pasează lui Bucur. Iată-l pe Bucur, sprint al acestuia, îl avea lângă el pe Kisting. Da, și a fost un înainte intenționat. Sancționați dinamoviștii. Și să-l vedem pe Hilarius Kisting. Da, noi am revăzut acel înainte intenționat. Era o situație extrem de periculoasă acolo, inițiată de Alex Bucur. Extrem de periculos acest jucător namibian. Să nu uităm, Hilarius Kisting a participat la Cupa Mondială din 2019 alături de Naționala Namibiei. Săptămâna trecută, în partida din Cupa României, a fost jucătorul cheie care a decis rezultatul final. Încearcă acolo baia mare cu molul de margine. Deci iată că reușesc dinamoviștii să opresc acest tăvălug. Opresc molul. Marius, Petru, vă rog, nu-i mai lăsați vorbească cu mine. Începeam atitudine. Stop talking with me. Thank you. În rugby, capitanii de regulă se adresează arbitrului. Da, și noi vom avea o grămadă la 5 metri de terenul de țintă al dinamoviștilor. Introducerea în grămadă ordonată va aparține elevilor lui Sosenia Nesi și Cosmin Rațiu. Ei trebuie să scoată de acolo balonul. Pericolul încă nu a fost îndepărtat. Crouch! Bai! Set! A introdus Teron, a scos Terblanș. Placat Terblanș. Lasă-mă în pace! Toader acum. Toader, da. Eliberează-l! Pleacă de pe el! Vine suportul acolo lui Toader. Dinamo într-o zonă extremă deminată, vor ieși de acolo dinamoviștii cu un balon lung. Urmărește acolo Apostol, care recepționează foarte bine și poate lansa un atac acum. Apostol a dus la sol în granița 22-ului. În placajul lui Teron, dar acum Bocăneț pentru Kisting. Mai departe se dezvoltă pe partea stângă acest atac al băimărenilor. Pericol din nou pentru terenul de țintă al dinamoviștilor și lovitură de pedeapsă. Jucat rapid acolo, jucat repede de Kisting, da. Și din nou foarte aproape de terenul de țintă al dinamoviștilor. Presiune mare pe jucătorii lui Cosmin Rațiu și Sosenea Nesi. 10 metri. A, dinamoviștii s-au apărat în 10 metri. Au fost surprinși, Kisting jucase rapid acea lovitură de pedeapsă, foarte inteligent și iată tot uvertura băimăreană trimite în margine. Câte margine? Iată de minute bune. Deschide. Știința Baia Mare în 22-ul dinamovist. După tine. Da, și Dinamo a rezistat foarte bine, o apărare foarte bună. Ovidiu Cojocaru. Cel un jucător de echipa națională, scurtă neînțelegere acolo. Posesia rămâne, da, de partea celor de la Știința Baia Mare. Dugladze. Și
Din nou Bocăneț caută acel balon în rac. A reușit să-l scoată în cele din urmă. Aștepta roșu, dar a primit Alexe. Și din nou, da, greșeală a dinamoviștilor, s-au aruncat peste acel rac. O nouă lovitură de pedeapsă. Cred că dacă dinamoviștii vor continua să greșească, vor apărea și sancțiunile. Iată însă că Zimbri preferă din această poziție să trimită printre buturi. Da, cred că au simțit o oarecare doză de oboseală, au forțat. În mod normal, nu ai cum să pleci după o presiune constantă în 22 fără puncte și cea mai la îndemână oportunitate este aceea pe ca Hilarius Kisting din fața bețelor nu prea are cum să rateze. Minutul 10, da, 3-0. Da, o simplă formalitate pentru jucătorul namibian și iată că Baia Mare deschide scorul aici în Ștefan cel Mare după 10 minute de joc. Însă până acum Baia Mare este formația care a stat preponderent în jumătatea dinamoviștilor, ba mai mult amenințat constant 22-ul celor de la Dinamo. Da, și Philip Bowers va repune de la centru, șut lung care a fost recuperat de Feliuai și șutul acestuia în margine. Iată că băi mărenii se întorc în jumătatea de teren dinamovistă, chiar dacă repunerea de la margine va aparține dinamoviștilor. Eroare. Da, Merab Matkava. Se pregătește. Georgian, da, a dictat și codul de margine acolo cu Petru Tamba, se știe, sunt câteva coduri de margine, sunt niște scheme în momentul în care se aruncă balonul din margine pentru o mai bună coordonare. Jacobs. Și iată că din acel mol în cele din urmă Dinamo a făcut în înainte. Jocul este oprit. Vom avea din nou grămadă ordonată. Multe grămezi de la începutul acestei partide. Vlad Bocăneț va introduce balonul. Da, invitați jucătorii să alcătuiască grămadă ordonată. Da, ca de fiecare dată. Momente bune până se leagă grămadă ordonată. În cele din urmă se părea că se poate juca, dar s-au prăbușit cele două linii întâi. Probabil li se va explica din nou jucătorilor ce se așteaptă de la ei într-o asemenea situație. Haideți să setăm mai repede, vă rog. Da, cum spuneam și în partida de ieri, miza sezonului regulat este clară. Primele două echipe se califică direct în semifinale. Echipa de pe poziția 3 va juca o partidă de baraj cu echipa poziționată pe locul 6, iar echipa de pe locul 4 cu echipa de pe locul 5. Cele două câștigătoare ale partidelor de baraj vor disputa semifinalele pe terenul echipelor clasate pe primele două poziții. Iată-l între timp pe Apostol, blocat acolo de Schwartz. A încercat Swanepoel să recupereze acel balon, însă a comis un înainte, a ieșit și în margine. Este opțiune pentru Băi Măreni.
și băimărenii optează între a avea o grămadă și o margine pentru cea din urmă. Îl vedem pe Cojocaru. Baia mare în aliniament. A invitați băimăreni în aliniament. Cojocaru acum s-a înălțat foarte bine. Roșu acolo a prins balonul. Apare și Bocăneț. Și din nou rulează bolul de margine al băimărenilor. Se apropie, sunt de fapt în 22-ul dinamovist. Din nou Apostol. Îl are pe Bocăneț. Bocăneț pentru Chisting. Chisting l-a avut pe Alexe, o pasă pentru Alexe, pătrunderea flankerului băimărean până la limita terenului de țintă și da, vine primul eseu, cred, al acestei partide, dar va fi timpul este oprit. Video. Da. Da, vom verifica acea pasă pentru scurtă Alexe, dată, da. Decizia din teren eseu, există vreun motiv pentru care să nu acorde eseu și anume pasa de aici, de la 10 metri centrală? Dacă a fost sau nu înainte. Vrei să verific ultima pasă, dacă a fost sau nu înainte. Nu, nu este ultima pasă, este pasa de aici, din fața betelor, din fața butelor, la 10 metri. Ok, scapă, o verific acum, așteaptă un pic. După aceea și avansează Baia Mare până aproape de mine de cintă. Mai dăm, punem. Așa cresc eu, da, na, ca să nu avem dubii. Este atent analizată faza de către Cristian Răduță. Avem înainte la pasa la care ai solicitat să o verific, deci înainte, eseu anulat. Deci, ca să repet, pasa a fost înainte și nu avem eseu, da? Corect. Ok, mersi. Bun, anulat această încercare. Pasa a fost înainte, aici, în fața buturilor. Am auzit foarte clar și explicația. Asta a verificat-o la video înainte. Da, iată o primă șansă de eseu în această partidă, însă. O mică inexactitate a făcut ca da. Eseul să nu fie valid. Da, și noi continuăm cu o grămadă ordonată. Meri din interior afară. Crouch! Se dictează cu comenzile legării grămezii ordonate. Și acum Bowers șutează până la centrul terenului. Mută jocul metri buni. Repunerea din margine însă va aparține băimărenilor. Da, Dinamo a scăpat pentru un moment de presiunea constantă exercitată în propriul 22. Până acum băimărenii și-au câștigat marginile. De această dată o mică problemă și iată, recuperează dinamoviște acest balon. Ia mâinile! Mâini în față întâi. Da, sunt penalizați băimărenii. Mâinile au fost întâi în față. Și pe sol, după aceea pe balon. Luați spațiu. Are posibilitatea de a duce jocul în jumătatea de teren băimăreană. Nu o va face Ackermann. Iată șutul lui Ackermann. Se duce în balon mort. Opțiune. Da, aici. Ci va fi o grămadă. Balon șutat direct în margine de țintă, grămadă de undeștă. E o grămadă de pe locul șutului. Ackermann a încercat în să găsească o margine cât mai în interiorul jumătății de teren băimărene. A ratat însă acest șut, balonul s-a dus în balon mort și iată cum această greșeală a fundașului dinamoviștilor îi menține pe băimăreni în jumătatea de teren a gazdelor.
Vlad Bucănețcu, balonul în mână. Crouch! Pai! Set! Foarte atent, n-a se respectat cei trei timpi de legare. Dinamo cu un plus de forță, însă băi Măreni acolo pleacă. Rac! Și din nou amenință acum Bocăneț, Kisting, mai departe Feliaui, o pasă interesantă acolo. Nu a reușit fundașul dinamovist Dien Ackermann să prindă balonul. Da, și a fost și înainte și margine. Din nou opțiune pentru Băi Măreni. Câte margine? Dar să remarcăm frumoasa încercare a lui Feliuai. Intră în aliniament. Jucaru acum. Cercă și contestă și câștig balonul. Din nou Băi Măreni, marginea. Marcava se luptă. Pleacă de acolo! Lasă-l! Apostol este avertizat. Van Herden acum pentru Bowers. Și acum Schwarz, șutul acestuia lung până în 22-ul Băimărenilor. A recuperat Feliuai și va trimite și el în margine. Iată că de la începutul acestei partide suntem deja undeva la jumătatea primei reprize. Dinamo nu a prea reușit să părăsească propria jumătate de teren. Albastru, ai semnă aici. Rămâi, gata, ăla-i semnă. Mersi. Pe linie roșu. Roșu pe linie, te rog. Baia Mare nu mai închide culoarul. Se pregătește Matcava. O bună acțiune a lui Matcava câteva momente mai devreme. Avem în imagine și pe jucătorii Stelei. Veniți să-și vadă prieteni, în primul rând, evoluând astăzi pe teren. Pasă, dar un balon scăpat în spate acolo. Jocul poate să continue. Turnover bun. Da, Swanepoel nu a reușit să controleze acel balon și din nou Băi Măreni în posesie. Balon ținut. Dar balonul a fost ținut la sol. Și sunt penalizați zimbrii. Wilfried Bowers. Găsește marginea în 22-ul Băi Mărenilor. O încercare superbă acolo a lui Apostol de a păstra balonul în joc, nu a mai reușit. Rab Matcava se pregătește să lanseze această margine. Dacă n-ar fi fost la cap, jucam. Între timp însă ceva probleme medicale. Gordaș este cel care necesită. Da, îngrijiri medicale, s-a lovit undeva în zona capului. Jucător de echipă națională, Alex Gordaș. Da, se ridică Gordaș. Poate continua jocul. Nu sunt probleme majore pentru pilierul dinamoviștilor. Matcava pe spatele marginii. Ter Blanc acum pentru Clifford Jacobs. Puternic Clifford Jacobs. Și iată o primă situație în care Dinamo... S-a ciocnit acolo de unul dintre jucătorii Băi Măreni. Acesta a rămas la sol. Da. Și Dinamo tot amenință. Și cred că
În momentul în care jocul va fi întrerupt, se va cere un arbitraj video, probabil, pentru un posibil antijoc. Acum Terre Blanche. Și lovitură de pedeapsă. Balon ținut. Jocul este oprit. Se duce și Vlad Iordachescu pentru a se asigura. Da, și exact cum anticipam. Timp oprit. Probabil vom revedea și ne face. Verific un potențial antijoc la 7 roșu. Ok, potențial antijoc la numărul 7 roșu, pe care l-a făcut numărul 7 roșu? Da. După aia discu. Da. După aia discu. Așteptăm. Da. Verific ceva acum, da. Este la Alexandru Bucur. Tocmai mi s-a cerut de la video. Da, foarte, foarte bună această reluare în care s-a văzut clar. Da, te rog, Tom. 7 roșu este placat. Da? Scapă din placaj și din inerție lovește un jucător de la Baia Mare cu cotul în zona gâtului. Ok, deci 7 roșu este placat, scapă din placaj și din inerție lovește un jucător de la Baia Mare în zona gâtului. Erau amândoi în picioare? Da, ambii jucători sunt în picioare. Ok, deci avem un antijoc, da? Avem un antijoc și un contact cu cotul la în zona gâtului. La sol sau în picioare? Nu, în zona gâtului. Deci avem un contact cu cotul în zona gâtului, ambii jucători în picioare. Corect. Ok, intensitate mare sau mică, adică forță, a avut forță sau nu? Nu, forța a fost mică, deoarece jucătorul 7 okay. roșu a scăpat din placaj. Și atunci... Stai că s-a întrerupt. Intensitatea a fost mică, deoarece jucătorul 7 roșu a scăpat dintr-un placaj. Ok, și atunci ăsta este un factor care influențează, ești de acord? Sunt de acord. Ok, și atunci o să de la cartonaș roșu coborăm la cartonaș galben, ești de acord? Corect, decizia este de cartonaș galben împotriva lui 7 roșu. Ok, locul infracțiunii, te rog, locul antijocului? La 10 metri de but, undeva în stânga. 10 metri de but, undeva în stânga, unde? Stânga ta cam, nu, de la butul din stânga mai mergi 3 metri încă în stânga. Aici? În regulă aici? Aici, a? Un moment, unde e? Capitanul cu numărul 7. Da, din păcate va veni și un cartonaș galben acolo, Clifford Jacobs, va fi eliminat temporar. Lasă polar, un pic, lasă. Frate, așa avem. Vino, Marius. Gata. Bun. Purtător de balon, este placat, scapă din placaj, din inerție, da? Este din inerție pentru că a scăpat din placaj, își folosește cotul, dar din inerție ajunge în zona gâtului. Ăsta este un factor care influențează și de aceea coborâm de la roșu la galben. So, you went with your elbow in front, okay? But you were in an attempt of tackle, okay? So you were lowering your level. So that means that from red card it's only a yellow card. But you have to be very careful how you're going to contact, okay? Da, și iată 10 minute de inferioritate numerică pentru Dinamo. Cartonaș galben pentru Clifford Jacobs. Lovitura cu cotul la nivelul gâtului, dar avem un factor care influențează anume că a scăpat din placaj. Și Kisting șutează lung, dar nu prinde marginea. Balonul este recuperat de Bowers pentru Schwarz. Schwarz testează atenția și îndemânarea lui Bocăneț. Bocăneț prinde însă atent balonul și Marc execută marcul. Noi îl avem în imagini și pe Eugen Apioc, antrenorul băimărenilor. Da, am putea spune cel mai titrat antrenor al formației din Baia Mare. Câștiga titlul ca și jucător, iar apoi după pauză lungă și din postura de antrenor. Da, se cunoaște faptul că au fost acele
Perioade mai grele pentru Băimăreni, a venit Eugen Apoc, a urcat cu echipa în primul eșalon valorii și de atunci echipa se menține la un nivel extrem de ridicat. Însă între timp am avut din nou un înainte intenționat acolo și Bocăneț vede cartonașul galben, ceea ce îl va pune în afara terenului 10 minute. S-a restabilit egalitatea numerică din teren. Totuși e neglijență, da? Tocmai da, era doar o lovitură, dar ce a făcut el nu se poate să spun. Și Rab Matcava se pregătește să repună de la margine. O face, recuperează Toader. Soenopul pune balonul la dispoziție. Vine Ackerman, prins acolo însă de trei jucători băimăreni, a fost adus la sol. Nou punct de fixare. Bowers. Jocul poate continua, da, a fost un înainte și avantaj. Joc oprit. Înainte intenționat? Și iată, galben și pentru Florian Roșu, pentru înainte intenționat. Păi, este înainte intenționat, este infracțiune. Am dat galben, nu pot să fac altceva. Tu trebuie să faci ceva. Înainte intenționat. Iată, într-un interval de un minut. Da, două cartonașe galbene. Două cartonașe galbene încasate de Băimăreni. Băimărenii sunt acum în inferioritate numerică. Da, cât de se repede joacă 14 la 13, da? Iată, de multe ori indisciplina unde poate duce. L-a avertizat Iordăchescu și pe capitanul Băimărenilor, Marius Danilă. A sfătuit să-și tempereze jucătorii. De data aceasta Terblanș a fost ridicat în margine, se formează momentul de margine. Înaintează bine, acum dinamoviștii, purtător de balon este Matcava. Dinamoviștii 22-ul Băimărenilor. Și tot împing dinamoviștii. Presiunea continuă. Avantaj. A câștigat metri importanți, sunt și în avantaj jucătorii lui Dinamo. Vom reveni la locul acelei infracțiuni pentru lovitura de apsă. Petru, opțiune, te rog. Petru, opțiune. Și se va juca în margine această lovitură de pedeapsă. Și să vedem, Dinamo chiar ar trebui să profite de această situație. Da, o situație foarte bună pentru dinamoviști. La 5 metri de terenul de țintă băimărean, un om în plus. Să vedem cât vor conta aceste elemente. Toader acolo a prins extrem de sigur și din nou molul de margine, demonstrat-o la faza trecută că pot împinge și pot împinge adversarii nimeni alta decât campioana României. Da, molul de margine s-a transformat într-un rac. Toader a dus la sol și el. Stai! Stai! Frederic. S-a poziționat foarte bine acolo și Damian Bonaparte, bună pasă și un eseu spectaculos reușit de Dinamo. Spuneam că ar trebui să profite la această fază. Frumoasă fază, Dinamo a demonstrat Tony, verifică și asta, la câteva faze în urmă că are putere suficientă și pachetul de înaintare funcționează foarte bine. Așa, dar nu cu pieptul pe el. Da, noi revedem faza, pasa lui Bonaparte pentru Ackerman. Acum am zis să verifice. Tony, eseu este valid.
Marius, SEO este ok. Da, s-a cerut și un arbitraj video. Bowers acum se pregătește să transforme, însă nu găsește ținta, din păcate. Da, transformare ratată. Da, Dinamo 5-3, iată că a preluat conducerea în minutul 29 al confruntării de aici, de pe stadionul Florea Dumitrache. Da, și să vedem cum va continua partida. Aproximativ 10 minute până la pauză, 5-3 pentru Dinamo. Dinamo superioritate numerică. Kisting reia jocul de la centrul terenului. Un balon înălțat până în 22-ul dinamovist, unde autorul eseului, Ackermann, recuperează balonul și se lansează într-o acțiune, dar este adus la sol. Acum Van Herden. A fost Teron care a deschis. Pasă pentru Bonaparte. Bonaparte placat, însă bine acolo de Tomane. Din nou Bowers pentru Toader, de la Toader la Matcava. Și lovitură de pedeapsă. Balon ținut, s-a și rotit. Da, un balon ținut acolo la sol. Și iată, de când cele două echipe sunt în inferioritate numerică, parcă avem mai mult ritm al partidei. De data aceasta, opțiunea băimărenilor este aceea de a concretiza, de a încerca să concretizeze o tentativă de țintă. Da, Hilarius Kisting. Este o distanță destul de mare, dar o poziție bună ca și unghi. Da, și în cazul în care va reuși, Tony, ai timp la TV? Să concretizeze lovitura aceasta de pedeapsă. Băimărenii ar trece. Bine, din nou în avantaj. Sunt peste 40 de metri, dar poziția este bună, centrală. Dar nu, că ai făcut înainte intenționat acolo. Peste 10 secunde ai făcut în aceeași fază al doilea. Am fost obligat să-i dau cartonaș galben. Și pe la următoarea fază, și la următoarea fază se repetă același lucru. Eu ce pot să fac? Nimic altceva decât să mențin. Păi, da, asta trebuia să fac cu primul, ok? Să-l atenționez, dacă se întâmplă iarăși și de două ori au... În execuția lui Kisting nu este reușită. Tata, însă, da. 5-3 în continuare pentru Dinamo. 8-9 minute, nu știu ceva, gen. 8-9 minute, 10, pe acolo. Avem timekeeper. Da, jocul va fi reluat de la linia de 22. Wilfried Bowers. Kisting atent. Pasă pentru Tomane. Intrare în forță acestuia. Așteaptă Bucur să primească balonul. Primește Bucur. Scapă acest balon înainte, însă, și va fi o grămadă ordonată. Păi nu, lasă-l să șteargă, te rog. Șterge-te tu. A, iată. Bucur cu zâmbetul pe buze după această fază. Și noi așteptăm. Stai un pic, Tony, mare 30 de secunde. Legarea grămezii ordonată. 30 seconds more. Push, get out. So, I'm sorry. Clifford Jacobs reintrase pe teren, dar mai are 30 de secunde de stat. Zero.
Negru! Crouch! Pine! Set! Frederic introduce. Acum pentru Bowers, șut lung al lui Bowers. 22, pericol, dar Apostol atent recuperează balonul și rezistă presiunii lui Bonaparte. Da, s-a descurcat foarte bine aripa maramureșenilor. Bucur acum. Pleacă de pe el! Rac, rămâi, nou, nou, in! Sunt avertizați dinamoviștii. Încearcă băimărenii. Move away! Să scoată balonul din propriul 22. Roll away! Și... Roll away! Unul dintre jucătorii dinamoviști este penalizat pentru că nu a eliberat zona placajului. Este vorba de Van Wijk. Iar noi vom avea o margine. O margine în care va lansa Ovidiu Cojocaru. 24 de ani pentru talonerul băimărenilor. A intrat înainte. A intrat până să lanseze. Dar n-au respectat culoarul, s-au grăbit băimărenii și au n-au mai păstrat distanța înainte ca balonul să fie repus. O nouă greșeală. Și iată, pentru proteste, dinamoviștii mai câștigă 10 metri. Să vedem ce vor alege. Da, aleg marginea. Au putut alege și o tentativă de țintă. Poziția era foarte bună, dar iată că preferă să încerce înscrierea unui eseu dinamoviștii. L-am sancționat pe numărul 1, cum l-am sancționat și pe el aici. Ne-a eliberat zona de loc. Să vedem pe Merab Matkava din nou pe spatele marginii. Erau două baloane în suprafața de joc. Refacem. Da, se va repeta. O mică ședință dinamoviștilor. Stai, stop, 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 stop! Poftim! Îl văd undeva în peluză și pe Cosmin Rațiu, se zbate ca un leu în cușcă, acolo, extrem de inimos, antrenorul dinamoviștilor. Toader a recuperat foarte bine balonul. Se poate iniția molul de margine. Există însă bine băimărenii. Și blochează. You want to back 10 again? Astfel că vom avea o grămadă cu introducerea turnover, spart prin mol băimărenilor. Haideți! O să mă fac că n-am auzit, că nu știu sigur cine a țipat, dar următorul vă trimis pe voi la 10 metri, da? Păi nici eu nu știu care au țipat către mine, da? Da, s-a blocat balonul, da? Vă rog frumos să încetați, că vă dau și pe voi 10 metri. Da, probleme de indisciplină. Sunt avertizați jucătorii să nu mai comenteze la deciziile centralului. A doua! Bocăneț revenit și el pe teren după minutele petrecute pe banca de Simbin. Amândoi din priză jos. Se leagă acea grămadă ordonată. Va fi resetată. Mai puțin de 3 minute până la finalul primei părți, 5-3 pentru Dinamo în confruntarea cu campioana Baia Mare.
I have to finish, but I have a time to Come here, take us away. Let's go. Bye. I just want to put a time to the official club. Crouch. Bind. How do I do? Sat. Nici de această dată nu se poate juca, greșeală a dinamoviștilor. Și posesie de partea Băi Mărenilor. Este o lovitură liberă, cum spunea și Vlad Iordăchescu, și în mod normal are voie să atace, e lovitură liberă. Da. Am vrut să spun că, în mod normal, Băi Mărenii nu vor trimite în margine, dar au făcut-o. Asta a împins prematur, aia legat, e ok, doar liberă. Rămâi aici. Haide, hai Dinamo, te rog. Repunerea va aparține dinamoviștilor. O mică discuție între Matcava și Tamba. Margine redusă. Matcava se pregătește și iată că reușesc să câștige Marea Mureșenii balonul acolo prin capitanul Danilă. Din față! O să joci! Bonaparte pentru Ackerman. Retrage-te! Nați Ackerman acest balon care... Okay. Toader ajunge în brațele lui Toader în cele din urmă. În spate, interesant, da, Bors alunecă. Rac! Frederic Teron caută soluții, îl găsește din nou pe Toader. Eliberează zona! Din nou mijlocașul la grămadă al dinamoviștilor pentru Bowers. Bowers îl are pe Bonaparte. Și șut direct în marginea lui Bonaparte. Dar se pare că apostol s-a accidentat. Offside, offside. Vă rog să încetați. Pe primul care vă l-am sancționat. Sorry, boys. Să ne vedem și noi această fază. Ah, apostol s-a ciocnit de Bonaparte. Hai la margine, te rog. Nu sunt însă probleme majore, medicale, și Ovidiu Cojocaru poate lansa balonul. Ultima fază, ne anunță și Vlad Iordăchescu. Recupera balonul de închizătorul Băi Mărenilor. Da, și un balon ținut acolo. Este însă pauză. Pe aruncate peste balon, balon ejucabil, pauză. Bun, o explicație extrem de concretă și simplă pe înțelesul tuturor. Este pauză aici pe stadionul Florea Dumitrache, 5-3 pentru Dinamo în confruntarea cu Știința Baia Mare. Noi ne întoarcem în aproximativ 10 minute cu partea secundă a confruntării. Ne-am întors în complexul din Ștefan cel Mare pe stadionul Florea Dumitrache, unde Dinamo conduce cu 5-3 campioana Baia Mare la capătul unei reprize cu puține puncte, da, doar un eseu am avut în contul dinamoviștilor, antrenați de Cosmin Rațiu, iată-l în imagine. De partea cealaltă, Băi Mărenii au înscris dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul 10 prin Hilarius Chisting. Așadar, cu siguranță, după o primă parte în care am avut parte și de eliminări, ne așteaptă un final de meci extrem de încins. Este o diferență mică, timp este suficient pentru a se juca. Da, cum vă spunea și Alex, echilibrată prima parte a jocului, în care am avut practic o lovitură de pedeapsă și un eseu, dar și trei cartonașe galbene. Și o lovitură de pedeapsă irosită de Chisting, care ar fi putut face ca rezultatul să fie în favoarea Băi Mărenilor la pauză. Așa noi ne reîntoarcem aici de la scorul de 5-3 pentru Dinamo. Intră pe teren și jucătorii
formației din Baia Mare. Vlad Iordachescu, arbitrul central, așteaptă ca totul să fie pregătit pentru a da startul părții secunde a confruntării. Da, între timp încercam să identific dacă sunt modificări în cele două echipe. Se pare că da, o schimbare văd acum la Băimăreni, îl văd pe Paul Popoaia. Petru. Popoaia, un jucător tânăr, un jucător care a început să demonstreze că este într-o formă foarte bună și poate să reprezinte o soluție și pentru echipa națională, pentru care a și debutat. Da, și cred că cel pe care l-a locuit a fost Bocăneț. Și în aceste condiții bănuiesc că Chisting va trece mijlocaș la grămadă, Feuliai mijlocaș la deschidere. Nu de gât. Da, unul dintre jucătorii din Amoviș necesită îngrijiri medicale. Între timp, Bors pregătit să șuteze acel balon. Da, Clifford Jacobs se ridică și Bors poate șuta. Da, această confruntare închide etapa cu numărul 9. După două săptămâni de pauză se va disputa și etapa cu numărul 10, ultima înaintea fazelor finale, și are ca programate următoarele întâlniri: Universitatea Cluj, CSA Steaua, SCM Timișoara, CSA Dinamo și CSM Știința Baia Mare, ACS Tomitani Constanța. Și noi pregătiți pentru această margine. De data aceasta Matcava repune bine. Schwarz a fost în posesia balonului, se formează acolo un rac și dinamoviștii sunt penalizați pentru că balonul a fost ținut la sol. Și Chisting pregătește acum să găsească o margine cât mai bună. Da. În limita 22-ului dinamovist. Dinamo folosește linia. Da, judecând după rezultatul înscris acum pe tabela de marcaj, Dinamo practic a urcat pe poziția a treia. Rămâne de văzut ce va fi până la finalul celor 80 de minute regulamentare. Margine acum bună pentru Băimăreni și iată-l pe Dănilă. Intră în forța capitanului Băimărean, dar pierd Băimărenii balonul și Dinamo poate iniția această acțiune ofensivă cu șutul lui Marian Ispir într-o zonă liberă. Aleargă acolo Apostol. Vedem dacă balonul va ieși în balon mort. A, o fază ciudată. Toni, da, apucase să-l culce acolo Apostol. Albastru culcă primul, repunere din terenul de tinte. Am avut o reluare foarte bună în care ne-am edificat. Rămâneți în spatele șutorului. Da, și iată, vedem o mostră a modificărilor de regulament. Dacă mai de mult după o asemenea fază repunerea era de la linia de 22, de această dată vom avea o repunere de pe linia terenului de țintă. Și acum Terblanche, puternicul Terblanche, nu îl găsește pe Ackermann, dar Teron
a vrut bine ceea ce a vrut să facă. Intenția a fost foarte bună. Intenția mijlocașului la grămadă a fost bună, dar șutul direct în margine și astfel că aruncarea, repunerea va fi de pe locul șutului, fără câștig de teren. Da, și iată, schimbat mijlocașul la grămadă al dinamoviștilor, a intrat Darren Barron. Hai, intră în culoare un pic, te rog, Marius, intră. Bună repunerea băimărenilor. Se formează molul de margine. Profit pentru băimăreni. Și acum Kisting. Kisting este ajuns din urmă de Terblanș. A scăpat acel balon, dar l-a scăpat în spate. Nu, se pare că totuși e la în față. Tony! Poți verifici, te rog, dacă a fost placaj înalt, placaj tip centură, că mi-a semnit. Arată în placajul ăla un pic. Decizia în teren e înainte. Da. Dacă s-a dus mâna pe gât, n-am ce să fac. Iată, Peter Blanș. Pune mâna pe umăr și după aia coboară. Și e placaj înalt sau e doar play-on? Nu, 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 lasă-ți decizia din teren. Decizia din teren e în regulă, poftim. No, hai tackle, we just play on. Ales, apa afară. Apa afară. A scăpat Terblanș de un cartonaj galben. Cum fusese înainte, jocul va continua cu o grămadă ordonată. După ieșirea lui Frederic Teron, acum Wilfried Bauers este mijlocașul la grămadă al dinamoviștilor. Barron este uvertură. Genunchii pe sol, legarea-i pe braț. Ambii genunchi pe sol și legarea pe braț. Da, nu s-au legat corespunzător, băimărenii sunt penalizați și lovitură de pedeapsă pentru Dinamo. Ackerman nu găsește marginea. Felioaia acolo recepționează și Popoaia trimite însă până în brațele lui Darren Barron. Lasă-l! Șut acum al lui Barron până în 22-ul băimărenilor, a recuperat Kisting. Șutul lui Kisting însă până în brațele lui Ackerman. Ackerman îl are pe Bowers. Lasă-l! Balon de urmărire a lui Bowers, ajunge în brațele lui Bucur. Și iată-l și pe Bucur cu un balon de urmărire, aleargă puternic acolo Apostol, pune presiune pe Bonaparte. Da, însă s-a descurcat foarte bine Bonaparte la faza anterioară, acum însă dinamoviștii sunt scoși în afara terenului. Da, Clifford Jacobs a fost scos în margine. Op. 18 albastru afară. Schimbare, nu Dinamo Bol. Dugladze va părăsi terenul. Numărul 7 roșu, a ieșit cu balonul mare. Aici te rog. Bună recuperare. Margine bună, da, a băimărenilor. Care iată ajung din nou în preajma 22-ului dinamovist. Ofenta lui Feliuai. Pristăviță. Încerca cel să spargă defensiva dinamovistă. Eliberează-l! Se apără bine Dinamo. Mâinile, ia mâinile! Da, chiar dacă băimăreni au momente mai bune de joc,
fără puncte încă în această parte secundă a jocului. Baronul a fost recuperat și Barron, deși pasa nu a fost prea bună, a reușit să intercepteze balonul și să-l șuteze. Un dribling a încercat Apostol acolo, dar care poate să-i coste pe Dinamovici. Și iată-l acum pe Gordaș. S-a lansat puternic filierul lui Dinamo. A venit și suportul. Barron interesant acolo. Încearcă să-l pună în evidență pe Bonaparte. Și reușește Bonaparte acolo să câștige și să culce balonul între bețe cu o execuție superbă. Iată ce poate... Sau cum se spune, Marius, jocul greșeal așteaptă. A încercat acolo, a bâlbâit Apostol balonul. A profitat foarte bine Dinamo de această fază. Da... Iar cu un ciut superb acolo, Bonaparte a reușit să câștige balonul și să-l culce între buturile zimbrilor. Da, oarecum surprinzătoare și indecizie apărătorilor băimăreni la această fază. Iată, Bonaparte se descurcă foarte simplu și înscrie, transformă Bowers între timp. Da, și să spunem că prin marcarea acestui eseu, Bonaparte a ajuns la 9 reușite în acest campionat, este liderul topului marcatorilor de eseuri a ediției 2021 din Superliga. 12-3 rezultatul, iată un rezultat oarecum surprinzător, Alex, dacă ne gândim că Dinamo întâlnește astăzi campioana în titlă. Iată din nou acolo o bâlbâială, dar balonul trece de partea băimăreană. Încercarea lui Roșu, placat de Van Herden. Avantaj. Avantaj pentru băimăreni, caută Kisting balonul. S-a aruncat peste. Jocul este întrerupt. Și vom avea o lovitură de pedeapsă. Baliașvili este cel care l-a înlocuit pe Dugladze. În linia întâi a zimbrilor. Stai pe loc, Petre, stai pe loc. E, vine obiectul muncii lui Cojocaru, care se pregătește să repună balonul din margine. Câștigă fără probleme prin capitanul Danilă, Maramureșenii, posesia. Da, și au și ei profit, băimărenii. Lateral. Trare din lateral. Oh. Kisting s-a precipitat puțin acolo. Înainte la... Înainte. Grămadă. Înainte la numărul 11, când a vrut să regrupeze, înainte. Și un înainte a lui Spir. No. Knock on. 11 West Coast. Grămadă pentru băimăreni. 3 roșu, schimbare. 3 roșu care a intrat clar din lateral. Schimbare. Aici, Anale, mersi. Da. Schimbare la Dinamo. A ieșit Alexandru Gordaș. Haide. Vă rog frumos să-i lăsați tricolele. Noi așteptăm ca această grămadă ordonată să se lege. Crouch. Bain. Set. Se poate juca. Kisting introduce. Din nou avantaj. Feliuai se descurcă foarte bine. Baia mare la 5 metri. Însă se revine. Te rog, prăbușii roșu.
Roșu împins în jos. Roșu împins în jos. Roșu împins în jos, pilier dreapta. Bă, și băimărenii vor căuta marginea, cred. Mare opțiune? Da, cum este normal și conform scorului. Da, un eseu transformat iar aduce pe Băimăreni la doar două puncte în spatele dinamoviștilor. Dar Zulițe este anunțat că va fi înlocuit. A intrat Dumani în locul său. Schimbare așadar în linia a doua băimăreană. Să vedem tușa la 5 metri câștigată, sigur, și molul de margine al băimărenilor. Să vedem cât sorți de izbândă va avea. La această fază se duc băimăreni în preajma terenul de ținte și de culcă balonul. A venit șeseul. Da. Da. Și iată cum s-a apropiat Baia Mare la două puncte. Băimăreni erau în superioritate vizibilă, puneau presiune și au prăbușit molul. Eseul de penalizare a venit în mod firesc, 12 la 10 așadar. Și pentru cei care poate nu știu, eseul de penalitate nu se transformă, exact. Se acordă direct cele 7 puncte. Și valorează 7 puncte, da. Chiar dacă foarte mulți oameni avizați din lumea rugby-ului urmăresc această confruntare, suntem datori să explicăm și celor mai puțin avizați. Exact, și care poate nu se uită de mult. Da, au fost foarte multe schimbări de regulament în ultimii ani. Iată-l acum pe Popoaia la Cate Schwarz, vine acolo Ispir, s-a bucur după balon Kisting, însă nu acum Cojocaru, da. Placat de Smith. Stăvița încercat. Smith este cel care l-a înlocuit pe Gordaș. Și iată-l Feli Wai. Dar jocul este oprit. Patcava este atenționat. Eliberezi zona lent și apoi lovești la sol. Nu, nu, n-a avut forță, n-a avut nici, pur și simplu a lovit pe undeva pe aici. Să vedem acum ce va încerca Baia Mare. Tot margine. Da. Șutul lui Kisting. În 22-ul dinamovist. Te rog să veniți mai de la voi din teren, să încetați venire din lateral. Adloba. Cojocaru. Pentru Danilă. Din nou molul de margine. Din nou probleme pentru Dinamo. Avansează, avansează, să vedem dacă vor culca balonul în terenul de țintă. Este acolo Vlad Iordăchescu foarte aproape și vine eseul băimărenilor. Și iată, Marius, când doar două minute Baia Mare s-a apropiat și a și preluat conducerea. Cojocaru este autorul acestui eseu. Ia-ți vestea de cărător și poți să intri. Flavius, ia-ți vestea de cărător de apă. Da, iată că celebrul mol de margini al băimărenilor a dat din nou rezultate. Ovidiu Cojocaru
Da, și dacă în prima repriză nu a funcționat cum trebuie molul de margine al Băii Mărenilor, iată că acum s-a reglat. Da. Hilarius Chisting poate să mai pună 2 puncte. Concentrează Chisting. Vine și execuția, să vedem, razant pe lângă butul din dreapta. Transformare ratată, așadar. Scorul rămâne 15 la 12. Și iată-l pe Dănuț Dumbravă, dacă ieri era pe bancă în victoria Stelei din fața Timișoarei, astăzi a venit să vadă această partidă. Da, cu siguranță următoarele faze ale competiției le va avea ca adversare, fie pe Baia Mare, fie pe Dinamo. Cursa lui Bucur, foarte bună. Băi, Mărini ajung la linia de 40. Înainte la albastru. Dar, din păcate, o comision înainte. Iată-l pe Bucur. Ai grijă. Poftim înainte la 17 albastru. Dar unul dintre jucătorii Băi Măreni este întins la sol. Apostol. Timp oprit. Sunt gata? Dinamo, sunt gata, pe jucă? Timp, vă rog. Noi revedem câteva din trei fazele importante ale acestei partide. Între timp, grămada ordonată se pregătește. Bain! Set! S-au prăbușit cele două linii întâi. Cine cotul sus, el era pe brațul tău. So he must keep his bind up, but you also like to bind on the body, not on the arm. Okay. Și din nou explicațiile aferente acestor momente în care grămada ordonată se prăbușește. Hai, același tempo, vă rog, nu prea angajați. Crouch! Bain! Set! A introdus Bowers, împingă să puternic Băi Mărenii. Și acum o ciocnire involuntară. Doi jucători de la Dinamo. E bine că a apărut însă Ispir acolo, încolțit practic de 4-5 zimbri. Schwarz cu Beren s-a ciocnit. Balonul a fost blocat și 11 roșu și 11 albastru, schimbare. Și dacă tot ne raportam la meciul de ieri, unde a fost selecționerul Andy Robinson, iată-l și astăzi, alături de medicul echipei naționale, Dan Vania. Numai în postura lor să nu fii la echipa națională cel de selecționer, dar și cel de medic într-un sport atât de bărbătesc. A intrat Alexandru Porojan la Dinamo în locul lui Marian Ispir. Și cum vă spuneam și ieri, Andy Robinson a și declarat într-un interviu pentru televiziunea română că a început deja pregătirile pentru meciurile din toamnă. Să nu uităm, pe lângă meciurile test, Naționala României trebuie să dispute și meciul de restanță contra Olandei
din Rugby Europe Championship, competiție care la finalul sezonului următor, când se va trage linie, va trimite și echipe la Cupa Mondială. Să sperăm că România va ajunge din nou acolo, în confruntarea celor mai puternice 20 de formații din lume. Da, la Băimăreni a intrat Silviu Grădinaru. Și iată-i. Băimăreni, care au pierdut balonul. O încercare a lui Suenu Bun să găsească marginea. Sam! Sam! Unul dintre jucătorii Băimăreni este la sol, accidentat. Ovidiu Cojocaru. Se ridică însă talonerul băimărenilor. Se pare că nu sunt probleme, poate continua jocul. Poftiți la margine! N-am văzut. Sunt invitați jucătorii în aliniament. Ne pregătim de o margine la linia de 40 în jumătatea de teren dinamovistă. Câștigă bine posesia Chisting pentru Felia Ui. Frumoasă încrucișare care aduce teren, câștig de teren pentru Băimăreni. E și bucur acolo la suport. Va scoate însă Chisting pentru Dumani. Dumani pierde posesia și acum Bowers șutează. Dar este acolo Paul Popoaia. Și șutul lui Popoaia nu prea lung. Reușește să mute jocul din 22-ul Băimărenilor. Te rog. La ce să zic, la Racu, care la Meleu, care s-a format acolo, te rog, între jucători, dacă s-a lovit vreun. Mersi. Un moment bun de respiră pentru cele două formații, în timp ce se apelează din nou la arbitrajul video. Să pot să-ți răspund la întrebare acolo. Okay, a fost o îmbrânceală între jucători, dar nu se vede nimic. Petru, Marius. Sunt chemați din nou capitanii de echipă. Vă recomand să mă calmați, mai avem cam 15 minute de joc, da? Da. Calmați voi sau noi altfel, ok? Da. Discutați cu ei. S-au discutat deja? Care a fost? Hai, vă rog. Nu vor fi sancțiuni disciplinare. Se va continua cu o margine. Da, da, am vrut să joc balonul ăla, că era leu, că așa nu vor să facă. Nu, nu vezi că nu vor să joacă nimic. Cedează! Matcava. Pe spate, acolo. Blanche. Molul dinamoviștilor, pe granița 22-ului. Pleacă de acolo! Clifford Jacobson, posesie. Acum Bowers așteaptă Schwarz balonul, de la Schwarz la Ackermann. Placat puternic Ackermann.
pentru Mani. Din nou Terblanche, extrem de bătăios Etienne Terblanche. Și lovitură de pedeapsă, neeliberat jucătorul placat. Eliberează clar, te rog. Se pare că va mai fi o înlocuire în echipa Dinamo Vistă. Va intra Marco Furi în locul lui Merab Matcava. Da, forțe proaspete în, în linia întâi. Da, Marco Furi revine după o mai lungă accidentare. Și Bowers încearcă să restabilească egalitatea. Da, o poziție foarte bună. Vântul abia dacă adie. Execuție reușită. Avem confirmarea celor două steaguri. Ai terminat schimbarea? Atunci urmează de joc. Mersi, Merab. Și iată când mai avem până la finalul jocului puțin mai multe 10 minute. Dinamo și CSM Știință Baia Mare sunt la egalitate, 15-15. Cu Jocaru păstrează posesia, da. A păstrat foarte bine balonul în teren. Florian Roșu acum. Ofit, rămâi! Avantaj terminat! Băimărenii revin în 22-ul dinamovist. Pericol. Pleacă de pe el. Se apropie amenințător de terenul de țintă și să vedem dacă vor reuși să culce baronul. Eseu pentru Baia Mare. Cojocaru. Frumoasa fenta lui Cojocaru. Doi jucători dinamoviști erau acolo pe el, însă Cojocaru au găsit suficiente resurse. Merci, Tony, pentru a culca balonul. Da, iată evoluție foarte bună a talonerului Băimărean. Da, dublă în această repriză secundă pentru el. Kisting își încearcă din nou șutul, mai puțin inspirat astăzi din fața bețelor, mijlocașul la grămadă Băimărean. Bine, frigul acum. N-am avut bani de altele. Și execuție reușită de această dată. De această dată, Kisting. Nu a mai ratat. 22-15. Da, Băimărenii s-au distanțat la un eseu transformat de către Dinamo. Și a intrat Mari în locul lui Van Herden la Dinamoviști. You knock the ball on the floor. A fost un înainte și grămadă ordonată. Marco,
Se încurajează jucătorii din pachetul de înaintare. Jocul însă este întrerupt. Unul dintre dinamoviști necesită îngrijiri medicale. Este vorba de proaspăt intratul Marco Furi. Noi revedem acțiunea și eseul lui Ovidiu Cojocaru. Se poate juca cu această grămadă ordonată. Introducerea îi va aparține lui Hilarius Kisting. Crouch! Fine! Grămadă stabilă, a introdus Kisting acolo și împing Băimăreni într-un profit deja. Avantaj. Da, au prăbușit din amoviștii grămada. Urmărește Inspir balonul. Și cum Băimărenii nu au profitat, ne vom reîntoarce la locul infracțiunii. Avansat clar de Baia Mare, rotită de Dinamo. Bravo, Tis, bravo, băieți! Aproximativ 7 minute până la finalul partidei, când Kisting trimite în margine, iar cum Băimărenii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, vor avea și repunerea în margine. Marius, toți? Toți, full. Line. Yes. Okay. Va fi o margine completă. A lansat Ovidiu Cojocaru, cel care mai mult ca sigur va fi declarat și jucătorul meciului. Ping puternic Băimărenii. Ca o locomotivă cu aburi, încerc și sigur. Greu de oprit atunci când se reglează mecanismul acestui mol de margine. Și iată greșeala Băimărenilor, proteste. Și sunt împinși Băimărenii în spate cu încă 10 metri. It's worth the mark of the infringement, mate. No. Yeah, voilà. Greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva în această partidă. Marius? Da. Ultimele 5 minute. 22-15 pentru Baia Mare în confruntarea cu Dinamo. Da, și în aceste condiții Dinamo ar avea nevoie de un eseu transformat dacă își dorește ca măcar să restabilească egalitatea. Da, se pare că putem juca. Baia Mare, vă rog aici. Baia Mare cedează. Câți în margine? Pe primul om, vă rog. Ei, ei, ei! Gătinelu! Calmează-te. Pe fața marginii a prins acolo Andrei Toader. Era primul om. Lasă-l în pace, acum e mol. Acum e mol. Vino, vino, vino! Și iată cum avansează moldul dinamovist. Până într-un punct. Din lateral albastru, avantaj.
Avantaj pentru Dinamo acum Ackermann. Să vedem dacă vor profita dinamoviștii de acest avantaj. Toni. Și din nou ceva probleme. Toni, te rog, verificăm acțiunea lui. Acțiunea lui 28 albastru cu jucătorul cu cască. Lasă-mă în pace, te rog. Te rog să mă lași în pace, că discut la video. Du-te la tine în teren. Mersi. Toni, ca să repet. Verificăm, te rog, acțiunea lui 28 albastru asupra lui 10 roșu, care e pe sol aici. De a, Bauer, se am pare că a recepționat un impact mai dur al lui Dumani. Vom vedea ce ne comunică arbitrul video. Da, doctor, timpul este oprit, puteți să o lasă aici. Mulțumesc frumos. Cât de repede vă știți. Așteptăm și noi decizia. Am un posibil antijoc la numărul 28. Arbitrul lui video. Asta nu este regulă antijoc. Ce vă zici la el? Cum ați făcut ședința? Primul ajuns la balon, primul serviciu, nu? S-au lăsat. Păi vezi, tu arbitrezi în punctul ăla, tu arbitrezi în mașină. Păi nu, dar nu poți să știi ce se întâmplă. Dar nu-i de ajuns să ajungi acolo și să ții mâna acolo. Trebuie să tragi odată, să mai arăți odată că tragi de balon și atunci da. Și trebuie să o faci din picioare. Te rog, Marian, spune. Deci tu ești capitanul? Spune-mi acum ce ai de spus. Ce ai să spui în minutul 77? Și voi ați făcut la fel. Hai să fiu ceresc. Da, iată că momentele de așteptare ale decizii. Avem un antijoc acolo, la numărul 28 albastru. Da. Vine cu brațul armat și îl lovește direct în cap pe jucătorul de la roșu, care era în cădere către sol. Ok, deci avem 28 albastru, care vine cu brațul armat și lovește pe jucătorul 10 roșu, care era în cădere. Lovește în zona capului. Lovitura este intenționată, se vede din poziția brațului lui 28 albastru. Și lovitura este direct în zona capului. Ok, după imagini, are vreo influență, e factor care influențează că jucătorul cu 10 roșu este în cădere sau nu are nicio influență? Ar putea, dar lovitura este intenționată și atunci nu pot să aplic niciun factor să coborăm sancțiunea. Recomandarea mea este cartonaj roșu. Asta urma să spun și atunci, cartonaj roșu, ok. Marius, da, armat, și pentru intenție direct, la nivel, la zona capului. Dumani Mitia, vine cartonașul roșu, a părăsit direct suprafața de joc. Da, iată, minutul 75, ultimele 5 minute, băimărenile vor juca în 14 jucători. Dumani a văzut cartonașul roșu. Acea lovitură doi albastru aplicată lui Bowers. Da, și avem o situație bună în care putem să vedem și UNS-ul lui Dinamo. Da, o schimbare. A ieșit Cojocaru și a intrat Iulian Harțic. Aici te rog. Mol! Să vedem cum se va descurca Dinamo în acest mol de margine. Împing jucătorii lui Cosmin Rațiu. Împing puternic. Trecut de granița celor 5 metri, sunt în avantaj.
Să vedem dacă vor deschide. Iată, o fac în aceste momente. Superbă pasă, însă s-au izbit acolo, cade un zid. S-au încrucișat bine Baron cu Swainepoel, dar... Placat jucătorul dinamovist. Este și o semnalizare de la margine. Timp oprit! L-am pe 17 albastru, care s-a dus direct pe nivelul gâtului la 6 sau 7 roșu, da? Pe 17 albastru direct. Foarte da? Pentru multe infracțiuni pe acest final de joc. Cartonaș galben ăsta, sunteți de acord? Că a ieșit distrugere multă, 17. Tot 17, da? 17! 17! În primul, 17! Chemat la ordine. Primul a luminat molul aici, apoi placajul direct pe gât. Mihai Dicu. Da, vede cartonașul galben și el, Mihai Dicu. În 13, Dinamo, Baia Mare, mă scuzați, în momentul Marian, în care sunt răbdare, mai puțin de 2 minute aici, și jumătate. Lovitura aici, placaj înalt, lovitura acolo, intrare din lateral la mol. Lateral. Iată, în final, poate mai puțin așteptat. 15 la 13 raportul numărului de jucători pe teren în favoarea dinamoviștilor. Vedem, oprins sigur balonul, nu au contestat Băimărenii. Același mol, nu-l prăbuși. Vedem dacă au resurse de a se duce în terenul de țintă și vine zeul dinamoviștilor. Numărul 2 Andrei. Grab Matcava. Se pare că este creditat cu ca marcator al acestui esel. Sunt deja cu doi oameni în minus. Vrei să te duci alături de ei? Mersi. Numărul 5. Numărul 5. Da. Willy, Willy, you have to. Dacă nu încetezi, te duci tu pe bancă lângă cei doi. Și-a făcut datoria pe deplin Merab Matcava în această confruntare. Două puncte o despart pe Dinamo, pe tabelă de Baia Mare. Iar dacă Bowers va trimite balonul printre buturi, va fi egalitate. Suntem în ultimul minut de joc al acestei confruntări. Execuția lui Bowers, intensitate, forță, dar nu și direcție. 50. Ultima fază. Da. 30 de secunde. Ultima fază acestui joc. 22 la 20 rămâne scorul în favoarea Băimărenilor. La balonul trebuie să rămână în viață, nu aveți voie să-l șutați direct. Chiar mă pregăteam să spun dacă Bowers ar fi transformat, ar fi fost pentru prima dată în istoricul Superligii când Dinamo și Baia Mare ar fi terminat la egalitate. S-au întâlnit până acum de 20 de ori, de 19 ori au învins Băimăreni o singură dată dinamoviștii, în urmă cu 6 ani. Se pare că nu vor reuși nici de această dată să-și apropie victoria. Recepție bună a lui Baron. Pleacă Dinamo într-un atac furibund acolo. Da, Clifford Jacobs a fost la balon. Le fură Băimărenii balonul dinamoviștilor. Da, și Kisting. Da, consfințește practic finalul jocului. Victorie la limita Băimărenilor, 22 la 20. Aici în București, pe terenul lui Dinamo. O să văd COVID. O partidă care a avut de toate, Marius, eseuri, eliminări. Iată, avem și o statistică acum, 3 la 2 la eseuri, egalitate la transformări, la lovituri de pedeapsă. Și Băimărenii au beneficiat și de un eseu de penalizare.
Aceasta a fost istoria confruntării dintre Dinamo și Baia Mare, care a închis practic etapa cu numărul 9. Nu uitați, Superliga de rugby se întoarce după o pauză de 2 săptămâni. Eu sunt Alex Roman, alături de mine a fost Marius Racek, iar ca de obicei vă invit să rămâneți alături de programele de calitate ale televiziunii române. La bună revedere, dragi iubitori ai rugby-ului, rămâneți alături de TVR, rămâneți alături de rugby.